În perioada 13-15 iunie, Giurgiu a fost gazda adunării generale a Consiliului Regional al Elevilor din Sud Muntenia, ce a reunit delegații din Argeș, Dâmbovița, Prahova, Ialomița, Călăraș, Telorman și Giurgiu. Alături de profesorii coordonatori, tinerii au discutat despre proiectul care va fi lansat în septembrie, intitulat Cine te reprezintă? Principalul obiectiv propus de inițiatorii acestei acțiuni este pregătirea elevilor pentru alegerile viitoare din Consiliu și, nu în ultimul rând, promovarea activităților desfășurate. Scopul principal al adunării generale a fost organizarea proiectului Cine te reprezintă, mai precis lucru pe conținutul proiectului. De asemenea, în cadrul proiectului s-a realizat și un training de formare pe tema managementul timpului, în care participanții au înțeles un pic mai bine cum să își managerieze timpul personal. Pe conținutul proiectului am ajuns exact unde doream, împreună cu colegii mei din regiune. Vom avea 4 ateliere de lucru în proiectul Cine te reprezintă, care se va desfășura luna septembrie, în majoritatea liceelor din regiunea Sud-Muntenia, în special acolo unde Consiliul Elevilor nu există și unde nu există candidați pentru funcțiile care vor fi vacante în toamnă. Prima zi a întâlnirii a debutat cu o mini-excursie prin orașul de la Dunăre. Tinerii reuniți la Giurgiu pentru prima oară au vrut să marcheze în avans Ziua Internațională a Soarelui. Ei au cumpărat lampioane de diferite culori pe care le-au lansat de pe podul Bizeț. Cea de-a doua zi a evenimentului a fost una încărcată, desfășurându-se 2 ateliere de lucru. Primul workshop a fost susținut de un formator al Consiliului Național al Elevilor, la care participanții au discutat despre petrecerea timpului ca adolescenți, dar și despre prioritățile pe termen lung. Atelierele de lucru vor fi pe cine este Consiliul, ce este Consiliul Elevilor, ce face Consiliul Elevilor și mai precis membrii lui, ce este un lider, pentru că mulți dintre ei nu o știu, și care este profilul candidatului, ce ar trebui să știu eu să fac ca să pot candida pe una dintre funcțiile vacante.